Primăria Satu Mare informează că în urma începerii lucrărilor de reparații capitale la podul Decebal, circulația rutieră și pietonală pe podul Decebal va fi restricționată pe o perioadă de 5 săptămâni. Astfel, partea stângă pe sensul de mers dinspre intersecția Burdea spre Piața Romană, inclusiv rampa de acces dinspre Bulevardul Transilvania, se va închide complet. Traficul rutier și cel pietonal se va desfășura doar pe partea dreaptă, pe un singur sens de circulație. Castelul Caroi din municipiul care a devenit cel mai vizitat obiectiv turistic din județul Satu Mare. Castelul Caroi a fost vizitat în prima jumătate a acestui an de peste 20.000 de persoane. Potrivit directorului Direcției de Cultură și Turism din cadrul primăriei Caroi, Bogdan Georgescu, aici sunt incluse atât persoanele care au vizitat expozițiile din castel, cât și participanții la numeroasele evenimente culturale organizate de la începutul acestui an în ambianța istorică a castelului caroian.